Astăzi a fost vernisată la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare expoziția temporară Ultimii dinozauri din Transilvania. Exponatele s-au mai aflat în instituția de cultură din municipiu în urmă cu câțiva ani și pentru că a stârnit interesul publicului au fost aduse din nou. Această expoziție revine după 5 ani în incinta muzeului. Ne bucurăm foarte mult pentru că este o expoziție care ne-a adus în anul 2016 un record de vizitatori. Expoziția este organizată în colaborare cu structuri din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și cuprinde 74 de piese, dintre care VIP-urile expoziției sunt cei 4 dinozaurieni, reconstituiri ale dinozaurilor care au trăit în Transilvania, mai exact în așa numita insulă Hațeg. Expoziția va rămâne în cadrul muzeului până în data de 15 iulie, așa că așteptăm cât mai mulți vizitatori, atât cei mici, cât și adulți să vizioneze expoziția. Aceste exponate încearcă să reconstituie o lume dispărută, o lume de acum circa 70 de milioane de ani, când Transilvania era un arhipelag, iar pe acest arhipelag viețuiau reptile în dominanță, dinozaurii, sigur, aveau locul de cinste în acest ecosistem și care au avut o tendință foarte interesantă de a-și reduce dimensiunile, astfel încât discutăm despre dinozaurii pitici din Transilvania. O serie de reconstituiri pe care am încercat să le realizăm cât mai fidel, pe baze științifice și exponate, dintre care unele sunt autentice. În expoziție mai pot fi văzute fosile unice din colecțiile instituțiilor colaboratoare. Acestea o vechime de circa 70 de milioane de ani. Mai trebuie spus că Baia Mare se află pe lista destul de extinsă a orașelor în care exponatele au fost prezentate și apoi chiar la cererea publicului au fost readuse. Expoziția va fi deschisă până în 15 iulie.